Salut, fraților! Am revenit cu un nou clip. Voi face un giveaway. Ați citit și în titlu. O să arăt câteva produse. De fapt, cam tot ce voi da eu și ce voi trimite gratis. Iar la final vă voi spune cerințele pentru a intra în participarea concursului. Și haideți să vă prezint. Voi trimite 3 pungi de nadă de la Fiderix. Eu m-am ajutat foarte, foarte mult de ele și este o nadă superbă, zic eu. Un pelete Sweet, micro 2 mm, foarte bun, o nadă Super Carb Green și încă o nadă Fiat X-Krill care nu se mai fabrică din câte știu și credeți-mă, este foarte bună. Vă voi mai trimite o pungă de boilisuri, da, un kilogram. Sunt foarte bune pentru nădit, zic eu, dacă vă duceți undeva unde nădit sau așa, chiar sunt foarte bune pentru nădit. Vă voi trimite și boilisuri pentru cârlig. Acestea sunt de 24, boilis solubil, boilisuri cuprinse între 16 și 20 de mm, deci ceva mixt, să zic așa, căpșună și pește, sunt foarte bune. Niște pop-up-uri de usturoi, tot ce cam am avut eu așa și m-am folosit de ele, altele de căpșun așa, cu fructe, sunt foarte bune. Tot așa de la Method Feeder X, mini dumbbell, 7 mm, pop-up-uri de căpșună, acestea chiar m-au ajutat foarte mult. Bun. Krill. Aici sunt niște ufuleți, le puteți folosi și pe acestea. O să trimit și o montură de Novac, o singură dată am dat cu ea, este completă. Doar trebuie să o mai asamblați voi puțin, ca să zic așa, niște bambine, niște clopoței, o presă de la Preston, aceștia sunt niște plutitori. Dacă dați cu niște boilisuri care, sau nu știu, boabe de porumb ceva și pune și un plutitor pentru a ridica puțin momeala de pe substrat, voi trimite și o mulinetă, eu nu o mai folosesc, un fir, Method Feeder de 0,25, nu este complet, erau 300 de metri, dar sigur mai sunt 150 pentru a încărca o mulinetă, ca să spun așa, fire textile, acestea două sunt pentru a realiza forface, sunt de 0,12, amândouă, doar că sunt de diferite culori și firmă, nu contează, sunt foarte bune, iar acesta este pentru sondat mai mult, sondat și pentru înaintași, au fost 100 de metri, mai sunt lejer 80, tot așa am folosit puțin din ei. Aici un Method nou-nouț, încă un Method aici, făcut direct montură, ca să zic așa, de mine, da? Cu spin, cu cârlig mic, tot ce trebuie, doar să puneți pop-up-ul pe el. Încă un momitor cu tijă, vă voi da și pentru boilisuri, pentru asta, un burghiu, da? Cu o croșă, ca să zic așa, să vă faceți monturile, niște plumbi de diferite grame, mai mari, mai mici, niște cârlige pe care eu chiar nu le folosesc, sincer, nu sunt cine știe ce, sunt și mari, sunt și mai micuțe, dar vă sfătuiesc să pescuiți și la mai mic, nu știu, depinde de persoană și de cum pescuiește, mulți pescuiți cu mai mari, cu mai mici. Acestea au avut tijă, dar le puteți folosi foarte bune pentru caras, pentru ceva, le încărcați, sunt de folosit, nu sunt de aruncat, niște opritori, tot așa foarte buni. Mai este aici o bombă cu 4 ace. Eu înainte să știu să fac forface, dădeam cu așa ceva, cumpăram cârlige drept făcute cu spin, puteți să le folosiți totuși, dar am clipuri pe YouTube și puteți căuta în care realizez o montură pe Method Feeder și veți învăța de acolo, pentru că aveți acu și fire și tot, să faceți o montură, dar puteți să le folosiți și pe acestea dacă nu știți. Bun, am aici un swinger și 3 senzori, care aceștia, de exemplu, am 2 din aceștia, unul este în cutie, sunt ca și noi, da, deci nu aveți problemă cu ei. Eu vi trimit, sunt 3 senzori, un swinger, cam astea sunt produsele pe care eu le voi trimite gratis și consider că este un concurs, adică cu câteva produse destul de bune și de folos, mai ales pentru cei începători. Cerințele mele care sunt, pentru că și eu trimit și să mă aleg și eu cu ceva, să zic așa, din asta trebuie să se strângă la acest clip până pe data de 30, la finalul lunii, cel puțin 10.000 de vizualizări, 1.000 de like-uri și să facem suma de 1.500 de abonați. Poate credeți că este mult, dar gândiți-vă că dacă câteva persoane din voi share-uiți acest clip pe câteva grupuri de pescari și unde vreți voi, vor veni alții și ne vom strânge foarte repede. Deci cam astea sunt cerințele și bineînțeles
cei ce vor să participe, jos în comentarii, lăsați comentariul de fapt cu particip. După aia, la final, voi alege câștigătorul printr-o aplicație, da, cu YouTube, cu astea, și va alege aleatoriu pe cineva care a lăsat comentariul cu particip. Persoana respectivă mă va contacta pe Instagram, vom vedea noi atunci. Îi voi lua datele și îi voi trimite produsele. Dacă aceste reguli nu sunt împlinite, din păcate, nici eu nu voi trimite giveaway-ul, așa că hai să vedem cât de mult vă doriți toate acestea, da? Așa că hai să ne strângem cât mai mulți și poate, în caz că nu se va face cerințele care le-am cerut, nu vor fi respectate, poate o să revin din nou cu giveaway-ul și o să-l refac din nou. Dar eu sper să se strângă, sper că ați înțeles ce aveți de făcut. Lăsați comentariu cu particip, dați share la acest video să se strângă acolo 10.000 de vizualizări, 1.000 de like-uri și 1.500 de abonați până pe 30. Sunt destule zile, destul timp și veți intra în posesia acestor lucruri. Eu v-am lăsat și fir întins!